Salutare tuturor! Astăzi vreau să vorbim puțin despre când scăpăm de sânge, pentru că e numai roșu la bursă și mi s-a luat, parcă nu mai vine odată verde ăla. Vine și vara, nu? Da, deci când scăpăm efectiv? Nu am o dată exactă, dar am așa o presupunere când ar trebui, în funcție de niște lucruri care se petreacă și care s-au petrecut. Adică totul vine argumentat, nu vă zic că pur și simplu pe 15 iunie scăpăm de sânge. Și da, pe 15 aș vrea să zic că scăpăm pentru că este un eveniment foarte important care se petrece atunci. Întâlnirea Fed. Alta, da. Da, următoarea întâlnire Fed o să fie pe 15 iunie. Și de ce zic eu că o să scăpăm atunci sau ar trebui atunci să vedem primele îmbunătățiri? Că nu zic că gata, după începem și intrăm pe o pantă ascendentă, începe bull run-ul și se duc toate în all-time high-uri noi. Că ne-am dorit asta, dar nu cred că o să fie chiar atât de ușor. Ideea este că până atunci avem niște evenimente foarte importante și mi le-am notat pe toate pentru că nu vreau să ratez vreun. Avem pe 1 iunie Jobs, Openings and Unemployment, adică rata șomajului și aflăm și noi ce se mai întâmplă cu rata șomajului. Nu uitați, rata șomajului trebuie să fie într-un sweet spot, că vă tot zic chestia asta. După, avem pe 3 iunie Labor Report, să vedem câte joburi noi s-au făcut. Deci avem șomaj și joburi noi, că sunt foarte importante acestea ca să vedem economia cum o duce. Dacă economia încetinește sau încă este explozivă, pentru că dacă încă este așa în forță și tot, cum să zic, e consum în floare, nu prea să însemne că o să se ducă inflația chiar așa rapid. Pentru că important este cu rate hike-urile și cu tot ceea ce face Fed-ul să încetinească un pic economia ca inflația să zică gata, până aici, boss, începem să ne ducem înapoi la fund. Deci până nu vedem asta, nu o să avem vești prea bune. Bun, deci avem Unemployment și Labor Report. După, pe 10 iunie, CPI Report, adică rata inflației și este super important, pentru că oricum avem acum săptămâna asta miercuri, bine, nu știu exact când o să pun eu acest video ca să mă dau așa un timeline raport, adică e posibil ca CPI Reportul să apară și o să fac deja un video în legătură cu asta, dar așa ca idee. Deci avem miercuri CPI reportul pentru luna aprilie, nu uitați că CPI reportul mereu se pune cu o lună după, că n-ai cum să știi, să citești în stele ce va fi în luna aia ca să o faci fix în luna aia. Și vedem ce se va întâmpla. Am avut primul rate hike în martie și în aprilie ar trebui să se vadă măcar o mică schimbare. Chestia e că dacă schimbarea va fi prea mică, nașpa, ce să zic. Dacă schimbarea va fi una suficient cât să miște un pic toată treaba asta, foarte bine. Ipotetic eu aș zice că schimbarea ar trebui să fie, adică să nu avem o inflație de la month over month, adică de la lună la lună mai mare de 0,7%, pentru că 0,7% s-ar traduce prin 8,4 anual, care ar fi cam cât a fost luna trecută. Deci ar fi super naș, mă semnă că nu a ajutat la nimic rate hike-ul respectiv. Deci măcar fix la limită, sub acolo, ar fi perfect. Ideal, am văzut pe net foarte mulți youtuberi vorbesc de 0,4%, care înseamnă un 4,8% inflație anualizată dacă o privești de la creșterea de la lună la lună. Știu, foarte alambicat și încurcat. Dar ideea e că e bine dacă e 0,4% de la lună la lună. Cu asta să rămâneți. Deci aflăm care este treaba și cu CPI-ul și toate acestea și nu cred că am ratat, mai e unul, Producer Price Index e 14 iunie, problema e că la Producer Price Index e cam fix când începe întâlnirea Fed, acum nu știu cât de mult o să țină cont de acest indicator, dar dacă nu știți ce e acest indicator, PPI-ul măsoară variațiile medii ale prețurilor pentru producători, care practic se transformă în timp la variații în preț pentru noi consumatorul final. Deci e super relevant pentru că vezi și producătorii în ce situație se află din perspectiva inflației. Și toate acestea înainte de întâlnirea Fed de pe 15 aflăm seara, cred că tot așa în jur de ora 9, aflăm și noi ceva de la Nea Jerome Powell. Ne spune, băi, e ok, ce s-a întâmplat, începe economia ușor-ușor să mai încetinească, inflația scade, bla bla bla, sau, nu, vă dăm 0,75 rate hike, vă dăm de vă rupem și aia ce s-a întâmplat cu bursa cripto și așa mai departe, ghinion. Deci e foarte important ca până atunci să vedem niște mișcări pozitive, pozitive în sensul că inflația mai scade un pic, se mai domolește. Și cam asta, de asta cred eu că în sine iunie-iulie este perioada foarte importantă, de asta tot zic de mult timp, cred că de vreo două luni, poate chiar, da, cam de două, trei luni zic că iunie-iulie o să fie esențial, pentru că sunt foarte multe evenimente care se adună și încep măsurile pe care ei le-au luat să prindă efect, sper, cel puțin asta ar fi ideea.
dacă nici în iunie, iulie, până atunci, până, în special până în iunie, pentru că cel mai mult aș sublinia iunie. În iunie să fie primul punct și după aceea să se materializeze până iulie, că pe 26-27, sper că nu greșesc data, e următoarea întâlnire Fed, dar mai multe întâlniri mai au mă și ăștia. Da, deci următoarea întâlnire Fed, care atunci chiar ar trebui să fie ceva super pozitiv, adică m-aș aștepta că între iunie și între cele două întâlniri să fie așa un moment din ăsta de hai că ne-am mai domolit, acumulăm, nu înseamnă că la final de iulie o să înceapă să crească bursa sau ceva, dar măcar ni s-ar confirma că ăla e fundul. Deci iunie ar fi începutul de fund de corecție, iulie confirmarea fundului corecției. Așa aș vedea-o eu, acum dacă greșesc ca aia, acum îmi dau și-o cu părerea, nu? În funcție de niște date pe care le avem. Dar dacă nu vedem o situație bună, nașpa. Deci nașpa rău, dacă nici asta nu ajută, foarte nasol. Și bine, acum e problema și conflictul dintre Ucraina și Rusia, cam cum mai evoluează, dar asta discutăm într-un alt video. Și întrerupem acest video pentru un lucru foarte important, pentru că vorbesc de foarte multe ori despre research, vorbesc foarte mult despre situații financiare, vorbesc foarte mult despre investiții. Și ce e important în toată treaba asta? Păi trebuie să investești cu un broker bun. Și cel mai bun broker pe care eu l-am găsit până acum și credeți-mă că am testat ceva brokeri, este Interactive Brokers, pentru că aveți un one-stop shop pentru research, pentru a cumpăra acțiuni de peste tot, așa că Interactive Brokers este locul în care puteți să aveți investițiile în siguranță și să aveți toate informațiile de care voi aveți nevoie. Și revenim la videoul de dinainte. Deci, ce să mai, nu vreau să mai lungesc, notați toate aceste date, deci, vă mai zic o dată, întâlnirea Fed este pe 14-15 iunie. Avem pe 1 iunie unemployment-ul, avem pe 3 iunie labor report, adică câte joburi noi sunt. CPI report-ul, extraordinar de important, pe 10 iunie. Producer price index pe 14 iunie și încă o dată vă mai zic să nu uitați întâlnirea Fed pe 15 seara la 9, ar trebui să aflăm ce ne spune Nea Jerome, ce se întâmplă cu economia. Dacă le bifăm pe acestea toate și ele toate sunt bune, în special și acum CPI-ul de luna aceasta pentru aprilie, o să fie unul decent, decent, nu mai știu la cine știe ce, dar decent. Poate un core CPI să mai scadă, zic și eu. Deci dacă avem toate acestea, șanse mari să ne apropiem de fundul corecției. Dacă nu, n-aș, ce să mai zic, n-am alt cuvânt. Dar cam atât pentru astăzi, cam asta, asta este ce voiam eu să vă relatez. Dacă vi s-a părut interesant acest video, nu uitați like, share, subscribe, toate cele, comentariu, ce părere aveți și voi, zic prostii, nu zic prostii, știu că mi-a zis cineva odată că 85% vorbesc prostii, măcar 15% am dreptate. Și ne vedem data viitoare în următorul video. Pa, pa!